E pe face detection și dacă mă dau așa, îți vede fața ta și focalizează pe tine. Bă, care focalizezi pe mine? Care... Bă, tu focalizezi pe mine, mă, futu-s morții, mătii. Era un neam de la țară și a sudat un butoi de ăsta de țuică și a explodat și a sărit capacul în cap. Și de atunci, singurul lucru pe care mai putea să-l spună era ce face, face. Atât. Cum adică? Adică nu putea să spună nimic altceva. Adică el vorbea, dar numai așa spunea, zicea ce face, face, ce face, face. Stai mă, și era conștient de chestia asta? Nu știu cât de conștient era, că nu înțelegea nimeni, adică spunea doar ce face, face. Salată băf, pentru că am fost alaltă ieri la mama și na, ca orice mamă, are salată de băf și dă copilului și noi mâncăm. Frumos, salată băf cu turtiți, că n-avem pâine. Victor Bora aici de față, o să înceapă alături de Răzvan Antonescu, un alt comedian de care n-ați auzit. Open mic, deși ei ar trebui să facă open mic, nu să prezinte. Eu o să țină un open mic la Club Mojo, în centru vechi. Intrarea liberă, presupun. Intrare liberă. Și da, la Mojo în fiecare miercuri începând de în curând. 28, pe 28 e primul. Aprilie, mai. În mai o să se întâmple Cupa 99 la Club 99. Să aibă doar 4 etape, adică 3 calificări și o finală din aia super jmecheră. Și fiecare etapă de calificări o să aibă un invitat dintre câștigătorii de cupelor. A, Mirica! Ești invitat la Cupa 99. Luniță! Am uitat să spun. Ești invitat la oda asta de calificări de la Cupa 99, o să fie Maria Mincu și cu Mirica, care au câștigat primele 3 ediții din Cupa 99. Și în finală, comedianții o să facă roast-ul lui Teovio și Costel, ceea ce o să fie oribil, pentru că o să își dorească să-i pupă în cură, să-i seama da, că da, nu vrei da, să-i da, fuți da, în gură pe Teovio și Costel. După fiecare o să termine, bă, dar sper că nu o să mă afecteze pe viitor. Apocaliptic peisaj în mintea unui maniac, mai underground ca rădăcina de copac. Rărituță, frate, ursul. Hei! Salut! Am ajuns la Sibiu. Ne-am cazat într-un loc super frumos. Uite ce drăguț e aici. Și noi stăm sus acolo. Aici e un loc de fumat. Super drăguț. Ce bine că nu fumez. Aici este o mirică. Aici dacă te cazezi la pensiunea ăla. Care e faza cu podul mincinoșilor? Dacă zici o minciună pe podul ăsta, se dărâmă podul. Și militarii aduceau ăștia înainte să plece la război, aduceau femeile aici și le mințeau. Le mințeau ca un eufemism sau le mințeau? Le mințeau ca să le mintă. Le mințeau ca să le mintă. Ah, înțeles. Suntem în Sibiu, într-un loc renumit pentru sosul de usturoi. O să băgăm usturoi, că n-avem show astă seară. Usturoi! Foarte drăguț aici. Music Pop, Sibiu. Toată lumea mâine în aer. Bă, dar aici se poate face stand-up. Păi, am vrut să zic aici. Mirica, ești bucuros că sunt atât de mulți oameni? Bă, da. A, le par. Păi de ce? Cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât sunt șanse mai mari ca unul dintre ei să râdă. Întreținerea la unghii. Foarte da, bă, la mea, întreținerea la unghii. Mi-a rupt capul informația asta. Cum adică? Păi, după ce spui tipul să trebuie să duci o altă pe lună, să duci la manicurăză la tipul aia, să plătești întreținerea și spune... Tudor este cel mai tare om de la masa asta și o să bea o bere în 5 secunde și dăm drumul la... Stai că are schema lui, că nu bea un paiu, bagă paiu în... Pui cronometru în momentul în care berea e la 90 de grade, are, da? Ok. 2, 3 și...
What the fuck? What the f- Eu v-am zis să nu faceți pariu. Nu pot să cred. Băi, ai făcut... Băi, ce să... A fost mai puțin de 5 secunde. Da, a fost, bă, a fost 4 secunde, că am oprit eu cronometru mai târziu. Eu am apucat de abia să mă uit, nici nu l-am văzut pe el să-l filmeze. A, nu l-ai filmat, de ce ai filmat ceasul meu? Păi am vrut să am crezut că filmez de secunde și pun pe el și bea berea, nu că să termine, ești nebun la cap. Eu sunt alcoolic de 12 ani de zile și am băut cantități industriale de bere, dar să-mi bag pula, alo, s-a... Dacă vii eu și eu una așa. Da, cu ai, dacă vii și tu una așa. Da, da. Da, 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 da. Gătesc eu tot. Aduceți o bere și o bere. Da. Uite și ia berea, mă, pulă. Hai, cu ai, dă-mi pula mea, dacă și tu poți să o dai, mă bat pula măsa. Hai, cu ai, dă-mi pula mea, cu ai. Băi, uite ce vânzare! Să vezi ce vânzare facem asta seara, să mă... Hai, încă două beri și ne învățăm pe Mirica, nu mă interesează. Da, clar, eu nu plec de aici până nu văd căcată asta. M-am panicat, da. Da, înțeleg ideea. Verticală! Verticală! Ai, tata. S-a dus, ești nebun, aproape toată. Aproape, bravo, bă! Nu puteam să ne ajungem la vestitul OMV, Valea Prahovei. Hop, am sărit pe intrare. Să mâncăm sandwich, să bem cafea. Și să vedem peretele. Ce fac mic. Ah, păi nu mai e ăla, mă, digital. Teo era pe ăla digital. Ce ăla digital? Era o ramă foto digitală. Gen, suntem și noi cum ar veni pe perete. Asta e faza cu oglinda. Nu cred. Uite-o. Da. A văzut cineva la podcast. Exact asta e. E foarte șmecher asta că i-a pus poza cu el aici. Da, că intră la... Și am ajuns în București. La iubita mea.